Fabrica de pâine Aluda din Slatina, unul din cei mai vechi producători de pâine și produse de panificație din țară, livrează ultimele pâini. Proprietarul a decis să închidă afacerea care nu mai era profitabilă. Cea mai veche fabrică de panificație din Slatina își va închide astăzi porțile. Tot astăzi va fi livrată și ultima pâine, clădirea va fi apoi demolată, iar în locul lor se vor construi noi lanțuri de magazine. Odată cu această fabrică se va închide o filă din istoria Slatinei. Altădată, întregul județ se aproviziona cu pâine de Aluta, eugeniile, ruladele, cornurile cu gem sau biscuiții de Aluta, care au îndulcit copilăria mai multor generații, au dispărut de pe rafturi. Pe vremuri, în clădirea imensă de la marginea orașului se lucra în trei schimburi, pentru ca slătinenii și toți oltenii să găsească pe rafturi produsele cu gust unic, atât de apreciate în acea perioadă. Oamenii au primit cu nostalgie vestea că de mâine produsele de Aluta nu vor mai fi găsite la raft. Mare păcat, pentru că era o pâine sănătoasă. Care era produsul preferat al dumneavoastră? Toate sunt, și specialitățile și tot. Ce părere să-mi dau? Păi nu vedeți că se închid toate ele, dar minte fabrica de pâine. E o pierdere pentru orașul. Păi normal că e. Și lumea de la țară tot de aici venea și s-a aproviziona. Credeți că e o pierdere pentru orașul nostru? Păi și normal că e foarte mare pierdere. N-am vrea să se întâmple așa ceva. Veneam, luam, târguiam, luam pâine, luam făină, luam... Dar acum, dacă e așa, nu e bine. Îmi pare foarte rău pentru că am lucrat aici 20 ani. Ce produse făceați? De toate și toate bune. Cea mai bună pâine se făcea aici. Eu lucram în atelierul de biscuiți, 70-80 pătură. Lucram în trei ture, schimbam tura de 2 ori la 8 ore. Păcat! Cel mai mare păcat că se închide. Chiar am zis, eu stau aici în blocul ăsta să-i fac niște poze, să o am ca amintire așa. În urma închiderii fabricii, 37 de muncitori vor fi disponibilizați.